Ziua de 29 noiembrie este o zi de doliu pentru minerit. Într-o zi de 29 noiembrie, în urmă cu 42 de ani, în întreprinderea minieră Livezeni, două explozii succesive în subteran au dus la moartea a 53 de mineri, salvatori mineri și militari în termen care lucrau în mină, iar alte 77 de persoane au fost grav rănite. Prima deflagrație s-a produs în seara de 29 noiembrie 1980, prinzând în subteran de mineri. La fața locului au venit imediat reprezentanții combinatului minier și ai statului. Salvatorii minieri au intrat în subteran unde se declanșase stare de avarie și au fost surprinși de o altă deflagrație la fel de puternică. Explozia din mina Livezeni din anul 1980 este considerată cel mai cumplit accident produs în minele de cărbune din România în ultima jumătate de secol. Autoritățile comuniste de la acea vreme au ținut sub tăcere tragedia. Agenții de presă internaționale informau pe scurt despre exploziile care au îndoliat Valea Jiului. Nu au reușit însă să mușamalizeze ceea ce se întâmplase în subteran. Oamenii își amintesc și acum de această tragedie care a umplut Valea Jiului de durere. Și în acest an, la mina Livezeni, a avut loc comemorarea celor care și-au pierdut viața, la care au participat autorități locale, județene, dar și ortaci, supraviețuitori ai acestei tragedii, dar și familiile celor care au pierit atunci în măruntaiele pământului.